7, băieții! 7, numărătoarea inversă, 7, suntem în Băbăsești, băieți, și de astfel e ultima localitate din județul Satu Mare. Mai am una, dar undeva îmi dă în dreapta, în stânga. Nu, nici nu intru în ea, nici nu pot intra în ea. Că trebuie să ies de la drumul principal și să intru în ea și pe aia să vin înapoi pe același drum, exact. Bun, nimica. Medieșul Auriu, ceva genul ăsta. Așa se numește de astăzi și aparține comuna asta Băbășești, de județul Medieș Aurit. Sat, comună, asta e biserica din Băbășești. Și se fac storiu, să fac poveste despre asta și pe aia să-mi văd calculul cât am până la apa. Cât am până la apa, că mi-e cam frică să mă duc, deși nu cred că ar ploua, că sit un pic aer, un pic cam rece, da? Nu știu, nu vreau să mă duc pe idei din astea constructive. Nu știu, nu vreau să mă idei pe constructive. Să-mi fac un plan să văd câți kilometri de acolo până acolo. Și totuși îți dai seama chiar dacă ajung în apa, apa e mare. Nu vreau să intru. Deci trebuie să-mi fac calcule de pe aici, de aici, de pe undeva. După ce termin o filmare de 6-7 minute, cum o fac, ca să vezi cum arată și Băbășești. Toate casele sunt stânga-dreapta, la fel. Cum ne-am obișnuit cu povestea asta stânga-dreapta, nici o străducă care duce aleatorie. Aici cam ăsta e Băbășești, ultima din județul Satu Mare. Da, aici ce înseamnă, că porneam de dimineață, dacă nu stăteam să mă turăiesc acolo, așa a fost să fiu aici și gata. Eu eram acum la apa. Asta mi-a început la 12 traseu. Început la 12 traseu, am un apa. Da, asta e comună. Vedeți, au trotuar. Și ala e pe mea Ceaușescu, cum zic eu. Da, am închis. Lume. Nu prea lume, liniște. E și prăcoarea asta, așa, și e și sâmbătă astăzi, dai seama. E sâmbătă, liniște. Lumea poate încolo, încoace. Adiasă, a început și vacanța. Vacanța, unul colo, de altul încoace. Nu, pe la țară e cam liniște de obicei, pe la țară. Aici e țară, e oraș de tranzit, nu-i cine știe ce. Da, ăsta e Băbășești, mamă. Hai, mă duc pe trotuar, pe aia, dacă nu pe trotuar, pe aia nu pot să filmez amândouă unghiuri. Asta e școala. Asta e școala. Salut, băie, salut! Salut, tati! O iei să mă aprege câine. Da, asta e școala. Am dus și nici nu mai se mai vede cum, nici se mai vede ce școală e. George, George Facebook, te anunță că are și wifi gratis și farmacie are înăuntru. Are și școală și farmacie înăuntru. E bun, bine că este ceva. Aici o casă dărăpânată. Ai. Sunt multe pe aici. Uite, povestit pe aici. Deci multe peste tot. Aici începe să se cam umple un pic orașele, că cunosc zonele astea. Aici nu sunt așa goale ca și cum sunt alte zone ale României. Da, aici se mai aglomerează, mai ales de la apa în sus, deja aproape toate comunile splinicele, știu eu. Comune de tranzit, cum ar veni, între orașe. Sate de tranzit între orașe, care... Știi cum e? Așa e pe lângă oraș, alea pe lângă oraș și cam tot e mai aglomerat. Mai ales Baia Mare fiind o forță, pot să spun, foarte importantă în România, în forță de muncă. Este foarte mult de lucru la Baia Mare. Sunt foarte multe fabrici și acolo oriunde mereu au nevoie de oameni la lucru. Sunt foarte, foarte multe prefabrici. Și... Uite, au și magazin. Acolo, o ghiretucă mică, trei bomboane, sucuri din astea la asta. Au de tătie. Cum zic eu, au de tătie. Da, ăsta e Bormoleștiu, cum se va numi el. Ăsta e, s-a obișnuit eu cu astfel de locuri, nu la mine. Oarecum, parcă m-aș mira că ce cu mâi. Așa este, să te pun de am trecut. Așa e peste tot. Astea statele ce mai rămas în România. Le-au lăsat în comune,
fiind transformându-se în comune pe vremea aia, după aia nu le-a mai băgat înapoi să le transforme în sate. Nu le-a mai transformat în sate ca să plătească taxe, să plătească taxe mai multe. Da, și le-a lăsat așa. Asta e. Asta e. Nu e ce e important de văzut, case stânga-dreapta, cum spun eu, o zonă de tranzit și cam asta e. Ce poate să fie? Asta e, România aia, aia goală și multe de spus, multe de spus. Mai vedem noi multicele multicele, toate satele de acolo, toate sunt așa, un pic ce apa, un pic mai împrăștiat, un pic mai mare, restul, toate care o să le mai am, toate sunt așa, state, până la Baia Mare sunt comune sau sate de tranzit, care unește două localități sau două orașe, cum numesc Baia Mare, Satul Mare. Cam astea sunt. Astea sunt. De ce m-am plinit 6 ani, la mulți ani cu sănătate. Mai e și case cu merțane, cu trebuie, combinații pe la oraș. Nu știu cum. Fiecare trebuie să trăiască cumva. Uite, BMW de vânzare. De ce? De Franța. Uite, își caut omul BMW-ul și aici de vânzare. Știu eu, șmecheria aia. Da, asta e comuna sau satul, cum se va numi el. Mi se pare că ies acum afară, da. Mi se pare că ies, da. Văd gol. Da, asta e. Mă opresc, de mai mă că nu ploaie. Da, e gol acolo. Aha. E văd, e gata. E gata așa, e mâncava, sufletul vostru. Am intrat în șmecherie. Da, facem o pauză. Facem o pauză, să vedem. E gata, mai este încă 500 metri și gata. Facem o pauză să verific eu GPS-ul, să văd cât mai am până în apa. Să fac niște calcule, că e aici pe calcule, că stare în ora prima. Și seara să trebuie să găsesc un acoperiș să pun cortul, că așa e pe drept nu. Sper că și până se intre. Apa se intre și-s mai mare. Da, băieții. Ce să vă spun, asta e. Vorbim, ne vedem mai încolo. Să fac planuri, să văd ce fac. Caut pe aici la ieșire sau înaintez în față. M-am ocupat. Pa, pa.